În actualul context social, la nivel național, medicii spun că principalii pacienți care se află în stare gravă la spital sunt aceia care cer prea târziu ajutor medical. Cei mai mulți oameni ar prefera să rămână acasă și să se trateze singuri. Traversăm o criză sanitară fără precedent, iar oamenii au devenit confuzi în ceea ce privește pandemia de coronavirus. Aceștia se tem să meargă la spital sau să apeleze la medici cu gândul că ar putea fi și mai rău. Eu la salvare, să mă moară ăștia tot aceea. Nu vă găsă ceva. Dacă aș simți ceva mai rău și aș avea temperatură mare și n-aș putea să mă ridic, poate aș fi sunat și salvarea să mă ducă, dar cu atâtea cazuri care am auzit că sunt, mi-ar fi frică. Mai bine să mor la mine acasă decât să mor pe la spital, intubată și cu toate cele care s-au auzit și se vorbește la televizor. Medicii spun că greșeala de a nu apela la un specialist îi poate costa viața pe mulți dintre oameni. M-aș lăsa la mine acasă decât la medic, la spital. Da, cu medicul pot să iau legătura cu medicul, dar decât să mă întrebi în spital. Păi se teamă de a merge la spital. Da, adevărat. Medicii spun că nu ar trebui ca pacienții să se trateze acasă de COVID, cu medicamente luate după ureche, până când boala face prăpăd în organism. Cele mai grave cazuri ar fi ale celor care amână să meargă la spital, iar când ajung, este deja prea târziu. Dacă ați prezenta simptome de COVID, v-ați duce la spital? Niciodată, mor acasă și asta nu o fac. De ce să mă omoare, să mor pe acolo ca un câine? Mor pe căpătâiul meu, mamaie. Cu atâtea complicații care le am, vă dați seama dacă eu ajung în spital. Ne ducem la spânzurătoare, exact cum duceam vitrii oată la abator, așa ne ducem noi acum la spital. Nu mai sunt doctori, sunt măcelari acum. Mai mulți medici din țară susțin că COVID-19 este o boală destul de perfidă și chiar dacă unii pacienți sunt asimptomatici, starea lor de sănătate este alterată.